Salutare! Pe lângă înțelegerea pieței și a legislației, există un alt element important pe care trebuie să-l stăpânești în industria noastră: cunoașterea opțiunilor de credite imobiliare disponibile în piața bancară de azi. Aceasta nu doar că îți îmbunătățește portofoliul de competențe, dar joacă un rol esențial în consilierea clienților tăi, atât vânzători cât și cumpărători. Astăzi vom explora beneficiile acestui tip de cunoaștere. Înainte de a explora beneficiile, iată cum poți internaliza cât mai multe informații. Exact ca la sfatul de ieri. Deși poți citi multe informații de unul singur și poți găsi foarte multe surse pe internet, îți recomand să alegi un broker de credite cu care ai chimie, indiferent dacă biroul tău are un astfel de parteneriat sau nu, și spune acelei persoane, deschis și transparent, că vrei să devii un profesionist de top în industria imobiliară. Pur și simplu, roagă-l să te ghideze către lucrurile cu care să începi. Nici brokerii de credite imobiliare nu sunt proști. Și ei au nevoie de agenți profesioniști care să le aducă potențial clienți, așa că te va ajuta cu siguranță. Am vorbit săptămâna trecută despre networking și despre importanța acestuia și impactul networkingului asupra carierei tale imobiliare cercul tău de networking restrâns trebuie să conțină un notar, un topometrist, un auditor energetic, un designer de interior și un broker de credite. Nu încerca să lucrezi singur cu 10 bănci. Nu! Nu vei avea timp să înțelegi toate ofertele lor, să rămâi la curent cu actualizările ofertelor și să și conciliezi clienții cu privire la cea mai bună ofertă din piață pentru situația lor tu te ocupi de vânzări, nu de credite. Focusul tău rămâne pe vânzări. Pur și simplu, găsește un consultant de brocăre imobiliare profesionist cu care să ai o chimie bună și trimite clienții către el. Și apropo, vei fi și plătit pentru asta de către firma de brokeraj respectivă. Mai important însă decât acest onorariu mic este faptul că tu poți ajuta un cumpărător să ia o decizie de cumpărare fie că lucrezi pentru el în reprezentarea cumpărătorului, fie că deservești un contract de reprezentare a vânzătorului, iar serviciile tale includ consultanța financiară a cumpărătorului printr-un terț. Personal, am ajutat numeroși oameni să obțină cea mai bună ofertă financiară pentru ei, evident, printr-un broker de credite, așa că îți pot confirma ce plus valoare poți aduce într o tranzacție imobiliară dacă înțelegi cum funcționează zona aceasta de creditare bancară și mai ales dacă ai un broker de credite isteț care este focusat pe soluții. Vezi tu, nu ești doar un simplu agent imobiliar, ci un consultant imobiliar. Când cunoști opțiunile de creditare, poți oferi clienților tăi o perspectivă completă asupra procesului de vânzare. Multe vânzări pot stagna sau chiar cădea din cauza problemelor de finanțare. Ajutând clienții să înțeleagă opțiunile lor, poți asigura o tranzacție mai lină, iar clienții tăi te vor vedea ca pe un expert în domeniu, consolidând astfel încrederea în serviciile tale. Un beneficiu suplimentar pentru tine este faptul că, înțelegând finanțarea, poți precalifica potențialii cumpărători, economisind astfel timp și concentrându-te pe tranzacțiile cu cele mai mari șanse de succes. În industria imobiliară, detaliile fac diferența. Cunoașterea opțiunilor de credite imobiliare din piață nu este doar un avantaj, este o necesitate pentru a oferi servicii imobiliare complete. Nu uita, un client bine informat și ajutat în mod profesionist prin întregul proces este un client mulțumit și cel mai probabil un client care îți va aduce referințe. Deci dedică timp pentru a înțelege finanțarea în domeniul imobiliar și încorporează această cunoaștere în strategia ta. Mult succes în toate tranzacțiile tale! Ne oprim aici cu acest sfat. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai subscribe canalului Remax Champions Brașov. Voi încărca multe materiale valoroase în viitor. Ne vedem mâine cu discuții despre estimarea valorilor de piață ale imobililor prospectate.